Salutare prieteni, bine ați venit pe blog.videotutorial.ro. Eu sunt Adrian și în acest scurt videoclip o să vedem cum putem schimba adresa de e-mail cu care ne logăm pe contul nostru Facebook. Ca să facem asta, odată ce ne-am logat pe cont, mergem pe această iconiță, dăm click pe setările contului și în partea stângă, în secțiunea general, mergem în dreptul lui e-mail și dăm click pe editează. Aici va trebui să dăm click pe adaugă încă un cont de e-mail și introducem adresa de e-mail pe care vrem să o asociem cu acest cont. În cazul meu, ok, am introdus adresa de e-mail, va trebui să introducem parola contului de Facebook. Atenție, nu parola contului de mail adăugat, ci parola contului de Facebook, da? Introducem parola contului de Facebook. Ok, și apoi dăm click pe salvează modificările. Ne spune că un e-mail a fost trimis către adresa care tocmai am adăugat-o pentru validarea acesteia, da? Dăm click pe de acord, vom deschide un nou tab, vom accesa Yahoo, bineînțeles Yahoo Mail, și ne vom loga cu contul care tocmai l-am adăugat în Facebook. Dacă voi ați adăugat o adresă de Google Plus sau Gmail sau Hotmail, accesați contul respectiv pentru adresa care ați adăugat-o și aprobați, da? Verificați adresa de e-mail pe care ați adăugat-o. Haideți să verificăm și noi contul de e-mail, accesăm yahoo.com, căci eu am introdus o adresă de Yahoo. Aici o să merg pe mail, deja sunt logat. Mergem pe mesaje primite și o să vedem că avem un e-mail de la Facebook care ne zice Facebook Email Verification. Da? Va trebui să confirmăm e-mailul care l-am adăugat prin click pe acest link sau îl luăm cu click dreapta, copy shortcut, ne ducem în tabul Facebook, dăm un click aici, ștergem adresa, dăm click dreapta, paste și dăm enter sau click pe această iconiță. Ok, modificările au fost salvate, revenim aici în general. Dăm pe editează și ca să ne logăm cu această adresă pe care am adăugat-o, va trebui să o bifăm aici, să introducem parola contului Facebook și să dăm salvează modificările. Și la viitoarea logare pe contul Facebook va trebui să folosim adresa nouă adăugată și nu pe cea veche. Dacă dorim să ștergem vechea adresă, dăm click, revenim aici în general, dăm click pe editează și putem șterge vechea adresă de e-mail pe care o foloseam când ne logam pe contul Facebook. Da? Dacă vreți, puteți să mai adăugați încă o adresă, puteți să adăugați mai multe adrese de e-mail, după cum vedeți. Ca să schimbați, să vă logați iarăși cu vechea adresă de e-mail, în cazul în care n-ați șters-o de aici din listă, dați click pe ea, bifați bulina din fața ei, introduceți parola aici în câmpul parolă, parola contului Facebook și dați click pe salvează modificările. După cum vedeți, adresa care este în curs, în uz, să zicem așa, nu poate fi ștearsă, da? Dar din moment ce voi alege să mă loghez cu adresa care am adăugat-o, andonicipi@yahoo.com, voi putea să șterg adresa originală folosită atunci când mi-am creat contul, da? Deci adresa în curs nu poate fi ștearsă, va trebui să adăugați o nouă adresă, să o selectați pe aceea ca fiind adresa de e-mail cu care vă logați și abia apoi puteți șterge cealaltă adresă. Da? Cam acesta a fost scurtul clip de astăzi. Eu sper că v-a ajutat. Vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată. Eu am fost Adrian, voi ați fost pe blog.videotutorial.ro. La revedere!